Stimați costeșteni, bună dimineața! Au mai rămas încă două săptămâni până la alegerile din 20 octombrie. Partidul Unității Naționale m-a propus candidat la funcția de primar în localitatea Costești. După mai multă meditație, am acceptat să pun umărul pentru localitatea noastră. Am stabilit și prioritățile noastre necesare pentru localitate. Primul din punctele noastre strategice este gestionarea corectă a banilor publici, adică impozitele și taxele. A doilea punct este revenirea la proiectele nefinalizate. Punctul numărul 3 este crearea gospodării comunale și infrastructurilor sociale. Numărul 4 este crearea unei stații de pompieri. Numărul 5, crearea unui birou pentru atragerea investițiilor și legătură cu diaspora. Proiecte pentru cultură, tineret, educație, sport. Vă rugăm foarte frumos să ne susțineți în alegerile locale care se vor desfășura pentru data de 20 octombrie. Votați Partidul Unității Naționale, votați Tudor Grigoriță și echipa lui. Numărul 9 pe buletinul de vot.